Modernul serviciu de ambulanță din zilele noastre are la origini ideea profesorului dr. Nicolae Minovici, care a creat prima salvare din București în urmă cu 109 ani, folosind o trăsură și viziti instruiți personal de medic. Astăzi, serviciul de ambulanță din țara noastră are mașini dotate la cele mai înalte standarde, unele adevărate spitale pe roți. La Giurgiu, după ce s-a renunțat la vechiul serviciu numit Salvare, s-a creat, aproape de sfârșitul anului 1995, serviciul județean de ambulanță, care sărbătorește cei 109 ani de la apariția unei astfel de structuri menite a salva vieți omenești. Serviciul județean de ambulanță cu personalitate juridică a luat ființă în octombrie 1995. Până atunci se numea Salvare și aparțineam de spital. Cu ocazia primei sărbători a serviciilor județene de ambulanță, fiecare județ a deplasat în capitală câte un echipaj de urgență pentru acordarea de servicii medicale bucureștenilor din zona apropiată Palatului Parlamentului. Astăzi, împlinindu-se 109 ani de la apariția primei ambulanțe în România, Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu este reprezentat la București de 6 dintre colegii noștri cu echipaj de urgență care acordă asistență medicală în fața Palatului Parlamentului. Și cu această ocazie eu transmit tuturor serviciilor de ambulanță din țară la mulți ani și cât mai mulți ani împreună. Cu ocazia sărbătorii de azi, sindicaliștii din cadrul serviciului de ambulanță Giurgiu s-au gândit la o melodie care să-i reprezinte și iată, se pare au reușit cu imnul ambulanței.